Cum era odată, mi se împundase mie jiglerul la Dacie, dar primul care m-a învățat instructorul, băi, a fost așa de bun să fac pană, zice, doamnă, nu că vreau eu să vă pun. Învăța să suflați în jigler, învăța să vă faceți pană, că cu toată cât sunteți de femeie, cu toată cafeaua dumneavoastră și cu Kentul, că eu aveam Kent cafea, în torpedou, înțelegi? Astea nu plecam fără ele, că dacă să mă oprească, să le dau unui bărbat, să-mi facă și mie. Și suflam jigler ăla până îmi venea, asta ne punea la școală. Am avut o școală. Dacia era, aia, avea ce, dar la panoramile astea, nu, noi le lași acolo. Le lași acolo, nu. Acolo chem pe Cătălin. Acolo, da. Nu neapărat. Da, da, că dați să strică și n-ai ce să faci. N-ai ce să faci. Da. Hai, mă, m-am gândit. Ia o fetă de acasă, dă-o, ia-o. N-ai văzut că merge? A, n-ai văzut că era Cernan. Evelina merge pe ea ca să vadă George. Că nu mai are câtă mașini, știi, și merge. Când vine la noi, Evelina vine numai cu mașina noastră, ea noastră. Nu era și aia. Nu era a noastră. Că nu mă cumpărase noi. Dar mai vine, dar un pericol. No. Nu. Nu, măi. Ce bă? Mă chinu eu să fac viața, cum zice fetele, nu era bine să te duci în viața. Lasă-mă că te și dor liniștită. Eu consider că e conștiință la persoanele în vârstă să meargă cu mașina. O consider inconștiință. Trebuia să fiu o vârstă. Pentru că nu se știe ce se întâmplă. Ce reflexe ai? Deci nu se știe. După doamna că e o mașină de reflex pe care la contează extraordinar de mult. Un reflexe de persoane în urmă. Nu poți să spui nici că sunt la fel ca... Da. Păi nu știu, arăta săptămâna, nu știu, când mă uitam la tine, arăta de tot așa. În vârstă i s-a făcut rău și a intrat dracul. Da? Păi da. Da, mă, am văzut și eu. Da, îi spunea lui George și se tăcea că n-aude. Dacă am văzut că se face că n-aude, zic, lasă. Bine, uite, el și la alcool. Țigările nu poate. Și la mașină. Adică n-a făcut din astea tragedie. Abia mai merge. Ce vrei tu, să-l iei pe ăla? După ce te iau căruță... Hai tare! Tare ca să strigi motorul ăsta de aia cu... Irina. Dă tare motor, după care nu ai văzut cum. Nu mai are nimic. Dacă te aude, te scrâmbă. Ce vorbe? Ai grijă că dacă te aude, te scrâmbă. Să rocești, zice. Uite-te tu bine. Hai de tine. Deci, lasă-o încet. Hai, te rog, eu și voi. Lasă-o încet. Păi, cum trebuie să meargă toată lumea? Te rog să-mi te mai legi. E treaba ta, eu știi că eu nu curăț. O le-o avea eu pe toate, dar de urât nu le-am. Dar eu te rog să te mai atingă. Doris era... Mai las-o și... Dumneavoastră aveți cea mai mare vină.